我还是太有钱，一会儿训练会。Wow.
Salomon Iarăsu. Suntem
Vorbeam de cei 4 ani. De 4 ani suntem împreună cu Campionata Elit. Conceptul este cu Cristian Balaș. Vreau să-l aplaudați. Campionata Elit este formată de unii dintre cei mai buni instrumentiști din țara noastră. Aplauze la voi. Sub agenda maestrului Vincent Grigel. De altfel, acum 4 ani, jumătate, 5, domnul Grigel s-a întâlnit cu domnul doctor Aurel Maier, președintele Federației Comunităților Evreiești, la Filarmonica din Focșani, și așa a dat naștere proiectul la care sunteți și dumneavoastră părtași. Proiect care, uite, de la prima ediție a avut sprijinul Ministerului Culturii și Comunității Naționale. Mulțumim foarte mult, doamna Calabasirea, aici de probabil știți foarte bine, sub acoperișul templului Volare, la toate evenimentele religioase iudaice, găzduim și organizăm de multe ori și evenimente culturale. Sperăm să vă placă. Eu vă mulțumesc că, ciuda călturii anormale pentru perioada în care ne aflăm de afară, ați făcut efortul și sunteți alături de noi. Am să-l rog pe domnul secretar general al Federației, Eduard Fufer, dacă se va adreseze câteva cuvinte. Domnule secretar general, vă rog. Bună seara! Vreau și eu să vă mulțumesc că sunteți aici, așa cum a spus și în colegul meu, domnul director Bărcean. Pentru mulți este ceva neobișnuit că un concert, ca un concert, să aibă într-o sinagogă, dar trebuie să ne gândim puțin că muzica, că arta în general, au apărut în istoria umanității legate de religie, legate de cele mai vechi forme de manifestare a religiei umane. Și pentru iudaism, asocierea între muzică și religie, o întâlnim în Biblie, o întâlnim în Tanah, întâlnim nu numai muzica care era cântată în templu de către leviți, dar unul dintre cele mai importante momente ale religiei, momentul în care este adus chivotul, chivotul în care s-au făcut tablele legii, înapoi în sânul poporului lui Israel, este bucuria este exprimată de regele David, care e celebrul harfist, care cântă și dansează într-un extaz religios, în întâmpinarea greacului și chivotului. De aceea, cred că o sinagogă este un loc nu numai potrivit, pentru aș putea să spun chiar ideal, pentru astfel de manifestări, pentru manifestări legate de moment în cele mai frumoase arte, acea artă despre care spune că îmbrânzește și fiarele, adică muzica. Vă invit să vă bucurați de această seară luminată de muzică și vă doresc o vară ceva mai rigoroasă. Îi mulțumim domnului secretar general Eduard Fufer, indicatul de eventuale la toate cele date și la ceea ce înseamnă muzica pentru evrei. Sunt foarte bine pregătite și există studii întregi despre această tematică, despre acest subiect. Înainte de a prelua audiție plăcută, vă rog să verificați dacă aveți telefoanele tale pe silent. Puteți să faceți fotografii pe doriți, dar telefoanele vor să le aveți prise. Vă mulțumesc. Și acum, în loc și limbit cu mare onoare pe maestru Vincent Grigel să ni se alăture. Maestru Vincent Grigel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chiar și m-am gândit, din care așa de multă, nici eu nu cunosc, cred că Salomon iară sun, el s-a născut în secolul al XIX, în totul 1932 sau 34, parcă să fie și la Bugram, a murit la începutul secolului 20, deci 1902, parcă a murit, deci doar de 70 de ani, a trăit și a creat foarte, foarte multe compoziții. S-a născut la Breslau, de unde și mei străbunici provin, tot în Breslau, în Germania, în Breslau, în poloneză, este Wrocław, în sud, estul Poloniei, dar atunci a aparținut Germania. S-a născut acolo, a avut primii lecții de teorie și pian ca instrument viitor, compozitor, cam obligatoriu. Urmă a început să studieze la Leipzig. Leipzig a fost pe vremuri, cred, nu mai cred, dar sigur a fost așa unul dintre cele mai importante conservatorii, adică asta se numesc universități de muzică, din Europa, poate lângă Viena, lângă Paris, lângă Berlin, cred asta împreună cu Leipzig, acesta a fost cele patru mari conservatori, în jur de 1850. Mendelssohn, mare compozitor, el a fondat conservatorul din Leipzig. Acolo a studiat, a plecat sau supărat câțiva pentru a pleca la Weimar. La Weimar, destul de aproape de Leipzig, a predat, a trăit atunci un mare, poate cel mai mare pianist atunci, sau chiar așa, a fost Franz Liszt. Liszt a fost unul mai mare pianist, a fost și un gentilom, a fost un om care a știut să trăiască, să atragă publicul, nu numai doamnele, deci toată lumea a fost fascinat de farmecul lui și de muzicalitatea lui. Așa a predat, așa a învățat în continuare, sigur, nu ca jur, tineri elevi, dar deja fiind un pic mai matur, în jur de 18-21 de ani, a învățat Jagerson la Weimar, doi ani, dacă nu mă încerc, din păcate nu prea am găsit literatura despre el. Eu sunt în Germania, o să mai duc în Germania și caut mai mult despre el pe acolo, dar asta am găsit eu, prin sursele de internet, asta sigur. Pe urmă a și dirijat acolo, a dirijat corul sinagogal din Leipzig, a și dirijat la Danzig, de unul din bunicii mei din Arte Mame, în Danzig, Danzig, în Poloneză, astăzi. Acolo a fost o perioadă pe urmă la Bremen, din Germania, nord-estul Germania, acolo a fost conferat din jurul filarmonicii și operei. Urmă s-a întors, avut în jur de 40 ani, la Leipzig, de fapt de unde am pornit, de unde am plecat ca student, s-a întors acolo ca profesor. Și aici e ceva foarte interesant, dar s-a întors ca profesor pentru pian și pentru compoziție. Compoziție și teorie muzicală, dar pian și compoziție, deci asta e ceva foarte unic și foarte, foarte rar se întâlnește astfel de personalități care au întâlnit în stare să preda și pian, fiind liberul list și compoziție. A avut foarte mulți compozitori, adică foarte mulți elevi care au devenit compozitori cunoscuți sau foarte cunoscuți de urmă. Deci, în jur de 30, poate, da, în jur de 30 de ani a predat la conservatorul în Leipzig. Printre elevii lui este poate cel mai cunoscut Edvard Grieg, mare compozitor din Norvegia, Isaac Albéniz din Spania, Franco Alfano, cam ultimul compozitor de list din Italia, Puccini,
El, apropo, bilingului Jacobson, a terminat tura 2, care a fost lansat determinat, a fost elevul, un mare compozitor, un mare pianist, a fost elev, adică studenți pianiști, Wilhelm Backhaus, mare pianist german, care a devenit foarte famos în anii 10, 20, 40, în Germania, Wilhelm Backhaus, un mare compozitor, un mare dirijor, Felix Weingartner, care a fost dirijor la Bayreuth, pe urmă, fiind acolo o climă anti-evrească, el trebuia să plece, dar la început, când era, să zicem, atmosfera pentru evrei, acolo mai normal, între ghilimele, el a fost, să spun, un dirijor la Bayreuth, acest Felix Weingartner, tot elevul Jacobson, în urmă, un compozitor, nu de mult am făcut eu un turneu cu orchestra mea de cameră în Focșani. Am fost la centenar, am făcut un concert, am cântat la Chișinău, în Focșani am început, Focșani, Iași, Chișinău, Cernăuți. Foarte interesant, am fost prima dată la Cernăuți, pot să recomand. Oricui să ducă acolo, foarte interesant oraș. Și în Alba Iulia, și în București, și totul am făcut împreună cu un pianist și el, Ștefan Boniga, român, care cetează foarte des, m-a povestit acum, m-a povestit despre un compozitor pe care el a redescoperit cumva, Sergei Gorkheviç, din Ucraina. El a fost cam acest Gorkheviç și prietena s-a făcut un concert cu el. Gorkheviç a fost cam fondator de școală ucraniană de compoziție. Și acest portier, deci tot la era să mă studiați. Încă unul, să zicem, tot fondator din Estonia, Ciurlanes, un compozitor din Estonia, tot la era să mă studiați între 1900 și 1880. În acest avem m-a studiat tot la el. Deci, poate unul interesant pentru domeniul, un compozitor sas, Lasle, Rudolf Lasle, în Brașov, Bunștad, tot la acea vreme, în jur de 1880-90, tot la Leipzig, a studiat cu un nostru Jacobson. Deci am povestit poate de 8-9-10 compozitori, am pomenit acum, dar avut 80, jur de aproape 100 de compozitori, care era format, avut și a scris multe cărți, manuale, cărți științifice despre teorie muzicală, despre instrumente, despre forme. Și eu, elev fiind, chiar în Germania, am încumpărat în orașul natal, am un carte despre un manual de Jacobson. Deci, în păcate, nu știu, sigur, în Germania, din cauza nazismului, a fost dat uitar acest, cred, mare compozitor, Salomon Jacobson, dar și în celelalte țări nu s-a cântat la YouTube, cine caută un pic la YouTube, am găsit sinfonia pe care o să cântăm acum. Acolo sunt una, două înregistrări. Aceste două piese care am cântat acum, Serenada și Cuvertura, cred că, da, ultimii 80 ani mai sunt într-o, s-a cântat nicăieri în lumea, pentru că probabil s-a cântat atunci. Dar Leipzig, poate și în alte orașe din Germania, și după 1900-1910 nu mai s-a cântat. Și în acest sens este chiar o premieră, o reîntâlnire cu acest mare compozitor. Mie îmi pare foarte bine că am ocazia aici să cântăm această piesă care, pe nedrept, eu cred că au fost date uitare, dar să și acest zile, cum se spune zile, aici se zice și băiatul meu, care știe mai bine române ca mine. Deci avem acest concert fiecare vară și este al patrulea concert. Și scopul sau intenția noastră este a reacenta conduzitorul evrei de toată lumea, nu numai din România, bineînțeles, am început cu Mara, Mendelssohn, Offenbach. Și după ce începe deja să fie un pic mai complicat, să găsim piese, sigur, de Leonard Bernstein, ce
alți mari compozitori evrei, dar aici toată ușa este pe muzicieni și nu cunosc, nu cunosc o piesă de Don Sanzor, alți compozitori evrei, afară de cred foarte contemporan, și acolo o să mai ajunge să încapă aici, nu? De fapt, și în sinfonia, pe care o cântăm acum, și o partitură, și în serenadă, pe care am cântat, sunt scrise pentru mare orchestră, deci aici sunt patru violatori întâi și de trebuie 12. Aici avem 3 violatori și de trebuie 10. Acolo avem un cornist și de trebuie 4. Și așa mai departe. Deci am cât se poate redus și muzical, redus această partitură și să, da, mult spațiu nu avem aici. Dacă eu aș dori să intrăm în dialog, dacă cineva vrea să spună ceva, să aibă, să fie o întrebare sau o părere despre ce am ascultat, cine vrea să spună ceva, să da. Dă-i microfonul, rog. Bună seara! Sincer, felicitări pentru prestația aceasta de o deosebită calitate, în care, în calitatea mea de roman de la vârsta de 6 ani, pot să-mi permit să spun că sunteți dintre puținii ascultători care ați putut asculta o orchestră de cameră cu atât de puțin interpreți, dar de cea mai mare calitate, o orchestră rar întâlnită pe care o puteți asculta la un asemenea nivel. Iar dumneavoastră ați interpretat aici Sinfonia 4 de Mahler, cu un număr redus și s-a ascultat ca și cum a fost o orchestră întreagă. Sinfonia 3 de Mahler se cântă de multe ori cu 10 corniști. Ceea ce doresc eu să mai spun este că vreau să-l întreb pe maestru cum se explică că așa o muzică cu o tematică, cu o temă plăcută de audiție, compusă într-o perioadă de romantism, de antiromantism, nu este abordată. Și aici am un scurt răspuns al dumneavoastră, ceva determinant să abordați pe acest mare compozitor. Da, eu cred că și fascismul german a pus acolo adică au fost limitat, au fost interzis în Germania după 1933, să fie cântat cu Safmala, Felix Mendelssohn Bartholdy și mulți alți compozitori să fie cântate și când se exerseze profesor muzicieni evrei. Și așa mai departe, sigur, și scenograf, și balerin, și cântăreț, și toată lumea culturală, de la teatru, de la filarmonică, a fost, din păcate, foarte tare, tare limitat. Nu numai, sigur, nu vorbesc acum despre tragedia umană, care este în spate, dar și o tragedie culturală, deci umană, atât de compozitor, au fost culmuleți, sau au trebuia să migreze, au obligat mulți dintre ei în America de Nord, tipul de Congol. Josef Joran, numele mic, este apă cum am și Wolfgang Congol, cam așa. Congol, un mare compozitor concurent, cum a Boria Strauss, era evreu din Viena și, sau acolo trăit și Dorna și el a plecat, a migrat în Statele Unite și acolo a fondat cumva școala de muzică de film. Deci mulți film din anii 50 sunt pe bază acestei muzici. Da, deci cu tragedie și în sens cultural. Deci și după doilea război mondial, mulți dirijori sau aproape toți nu mai au avut interes. Și mare Carayan, cred, și și mulți alți mari compozitori din jur de atunci nu mai au avut interes, sau poate nici nu știau ei, nu am îndoit.
Acum am mult interes să duc aminte ce a fost înainte de 1933. Asta cu un aspect. Al doilea aspect, cred că este că dar și mulți compozitori jur, astăzi sunt un pic, să zicem, leneși pentru mine, pentru că nu caută, sigur că am să genial și Mendelssohn și Schumann și Tchaikovsky și Glazunov și așa mai departe, că sunt și afară de, să zicem, 5 mari compozitori pe care îl cunoștem cu toți, sunt și alți compozitori foarte buni. De bine, acest iar sunt. Și acum un an am cântat eu, Vaina, un compozitor din Budapesta, tot cam necunoscut, un pic mai cunoscut astăzi și în Ungaria, dar necunoscut aici în România și cam necunoscut și în Germania. Deci, un fel de lene a fost dirijorilor, erau mai corta, alternative. Poate nu e tot la fel de genial ca Schumann, dar aproape de genial este și acest compozitor și de asta mă bucur că ați venit să ascultăm împreună. Câteva cuvinte, m-am pus întrebarea cum se poate că nu este cântat acest mare compozitor, dar doresc să mă informez și doresc multe de voastră știu că marele compozitor Mahler, care a murit în 1911, abia după 50 de ani a început să fie cântat pentru că Bernstein s-a ocupat de acest lucru. Și în alt exemplu, marele Johann Sebastian Bach a fost redescoperit după 100 de ani de dezvoltătorului. Așa că întrebarea care am pus-o, cum se poate, dacă a fost posibil pentru Bach și pentru Mahler, e posibil și pentru acest mare compozitor. Dar nu pot să închei, fără să felicit reprezentantul pentru Ministerul Culturii, dar pentru că mare merită toate aplauzele că s-a preocupat să răspundem acest lucru, asemenea și spuneți-ne ca să mă aplaudăm câte părți are simfonia ca a doua. Deci, mă felicit de poate. Și mai vrea să spune cineva ceva, mai există o parere, o opinie. Dacă nu, la retrat sport și ne repetem în câteva minute.
telefonul.
Thank you.
care să o fac undeva, când mai vorbim, să mă ales scrijor. Auzite, iar să nu fac undeva mai ar fi ceva. Mulțumesc că ați venit! Mulțumim minunatei camerate Elit și maestrului Vincent Grigă. Încă o dată vă rog aplauzele dumneavoastră. Înainte de a vă invita să veniți la toate evenimentele pe care le organizăm, despre care puteți afla cel mai ușor pe pagina de Facebook a Federației, facebook.com/federatieplayor, vreau să le mulțumesc colegilor mei, Silvia Solomonovic și Laurențiu Zilberman, de la Departamentul Cultura Federației, împreună cu care am organizat această seară, care sper că a fost agreabilă pentru dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o seară.